În acest weekend a avut loc la Predeal adunarea generală a PES Activist, unde principalele teme de discuție au fost, ca de fiecare dată, politicile europene de stânga, proiecte și măsuri care să îmbunătățească nivelul de trai al oamenilor, dar și multe alte discuții despre valorile europene. De asemenea, tot în cadrul întâlnirii, coordonatorul PES Activist, Mehedinți Bogdan Simcea, a fost ales în funcția de vicepreședinte regional PES Activist România. Weekend plin pentru voluntarii și activiștii PES din România. Organizația Partidului Social-Democrat, care se ocupă de temele europene, condusă de unul dintre cei mai activi și implicați europarlamentari români, Victor Negrescu, și-a desfășurat lucrările adunării generale în acest weekend la Predeal. Training-uri, ședințe, proiecte și soluții pentru a îmbunătăți viața românilor, dar și inițiative pentru a aduce Europa mai aproape de viața oamenilor, au făcut din adunarea generală a PES Activist o întâlnire reușită. De asemenea, tot în cadrul adunării generale, coordonatorul PES Activist Mehedinți Bogdan Simcea a fost votat de colegi pentru funcția de vicepreședinte regional PES Activist România. La sfârșitul acestei săptămâni am avut plăcerea să particip alături de colegii mei din PES la adunarea generală a PES Activist România, care a avut loc la Predeal. Pe parcursul întâlnirilor au fost dezbătute temele de actualitate de pe agenda europeană a PSD. De asemenea, vreau să mulțumesc coordonatorului PES Activist România Victor Negrescu, secretarului general PES Activist România Gianina Sitaru, colegilor din regiunea Sud-Vest pentru susținere, dar și tuturor colegilor care mi-au acordat votul de încredere pentru a ocupa funcția de vicepreședinte regional. Este o onoare pentru mine și o mare responsabilitate, dar vă asigur de faptul că voi face tot ceea ce depinde de mine în continuare pentru a aduce Europa și valorile europene mai aproape de cetățeni, a declarat președintele PES Activist Mehedinți. Apartenența la Uniunea Europeană a oferit României oportunități uriașe care au susținut puternic dezvoltarea țării noastre și a contribuit decisiv la îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor.